Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Noi evoluții în plagiatul ministrului educației, domnul Sorin Câmpeanu, plagiat scos la iveală de Emilia Șercan zilele trecute printr-un articol în Press One. Știți deja despre ce e vorba. Astăzi, 20 de personalități ale societății civile au protestat în fața Ministerului Educației. Printre cei care protestează sunt Cristian Preda, decanul Facultății de Științe Politice din București, regizorul Tudor Giugiu, Lidia Bodea, directoarea editurii Humanitas, Oana Gheorghiu de la Dăruiește Viață și, sigur, era acolo și o televiziune, ca să-i spunem, B1 TV era acolo, că știți că acum nu se mai uită presa la toate subiectele, unele trec ca rachetele, la plagiatul lui Câmpeanu, nu? La aia cu mașinile de poliție, nu? Știți că e o conferință de presă epocală? Unde au fost 3 jurnaliști? Fac o paranteză mai largă. La asta cu mașinile de poliție? Da. A venit poliția și a dat explicații. Știți că noi n-am reușit să luăm decât BMW-uri. Așa. Hai să le spunem mașini premium. Da, mașini. Ce să asta e speța. Și s-au dus 3 jurnaliști, săraci. În rest, nimeni n-a fost interesat. Ce vorbești, mă? E complicată speța aia. Da, e a dracu de complicată. E cea mai complicată speță, că dacă era pe vremea lui Băsescu sau lui Dragnea, rupeau televizoarele în două. Hai, mă, coleș, că ne facem de rușine. Ce mama dracului, zicem. Aici, nu ai noștri, ei alții. Da, îmi place mie de tine, că uite, spui și lucrurile astea. Nu te ascunzi de ele. Cum să mă ascund de ele, mă? În curând o să ne fugărească lumea pe stradă. Sper că nu pe noi, la Europa FM, care vă zicem astea. Da, bun. Închid paranteza, deci subiectul Câmpeanu, revin. E, în timpul cât oamenii ăștia manifestau acolo, ce se putea face? Na, protestau. Domnul Câmpeanu a publicat pe Facebook o scrisoare pe care îndrumătorul său de doctorat, domnul Ion Pleșa, a dat-o publicității, dar prin domnul Câmpeanu. Domnul Ion Pleșa, cel cu care domnul Câmpeanu a scris inițial cursul și pe care și l-a însușit, are astăzi 92 de ani, este fostul șef al catedrei și zice așa: în anul 2006, pe baza foarte bunei colaborări de aproape 15 ani, strict în interesul didactic al pregătirii studenților, am considerat oportun și necesar ca domnul Câmpeanu Sorin, devenit prin munca proprie sub îndrumarea mea titularul disciplinei, să preia îndrumătorul de lucrări practice la care am lucrat și pe care l-am perfecționat împreună cu domnia sa vreme de 15 ani. Am dorit astfel să se asigure buna continuitate. Adică ce zice domnul Pleșa așa? Domnule, noi am lucrat împreună acolo, după cum și arăta numele inițial al cărții, și în 2006 l-am chemat eu, că plecam de la universitate, și am zis: Sorine, trece tu cartea asta pe numele tău, că am muncit împreună la ea. Renunț eu, ăsta e mesajul, renunț eu la numele meu și trece-o la tine. E, dacă asta e practica academică... Asta vreau să te întreb, dacă e ok să se întâmple lucrurile așa, având dreptul de a folosi munca altcuiva, dar drept oferit chiar de acel cineva. Da, nu știu. Știu să zic, dar mare mie mirare, adică să auzi de așa ceva, e ca și cum noi doi am scris o carte împreună despre istoria muzicii și într-o zi vin eu la tine și zic: Radule, hai mă, lasă să fie numai cu numele tău, că și așa tu rămâi aici să vorbești mai departe și... Da, puțin ciudat. E ciudat și naște mai multe semne de întrebare chestiunea asta. Bun, nu mai zic de modul în care este alcătuită scrisoarea asta, dar faptul că prin scrisoare este recunoscut public faptul că Sorin Câmpeanu și-a luat, adică a luat munca altcuiva. Că una e să zică omul acela: hai, Sorine, semnează tu, și tu zici cu bucurie: da, mă, las că... uite-mă, așa o semnez numai eu de acum înainte, că e a mea. Deci, practic, este o recunoaștere acestei... Pe de altă parte, domnul ministru a spus asta din prima, adică nu cred că a zis vreodată că nu e adevărat că el a scris lucrarea aia. El a zis așa că: domnule, eu am respectat toate cerințele clasice ale îndrumătorului de manual. Deci el așa, așa a zis. Mă rog, în momentul ăsta situația rămâne la fel de încurcată. Adică mie nu mi se pare că o descurcă scrisoarea asta, ea e mai lungă. Eu v-am citat un pic aici. Și câtă vreme nu ai nici presiune publică, nici presiunea clasei politice, tare mi-e teamă că și acest scandal de plagiat se va închide precum cele anterioare. Adică dacă președintele Iohannis ieri a evitat presa și n-a spus nimic pe subiectul ăsta,
Vă dați seama că altă presiune n-are cum să fie. Premierul acestei țări, el însuși, acuzat de plagiat, dar nimeni nu mai știe cum s-a sfârșit dosarul acela. Deci ce așteptăm noi acum ca societate? Adică cum trebuie să ne purtăm ca societate? Și ce lucruri trebuie să... Căldura, asta așteptăm. Vezi, da, avem probleme mai apropiate de cămașa noastră, știi? Haideți, domnul Striblea, că nu e căldură în România, nu e mâncare, s-a scumpit curentul și noi tot cu băieții ăștia, tot de evoluați. Tot cu doctorat. Băi, am să vă zic de ce. Pentru că dacă încalci regulile foarte, foarte, foarte mult timp și nu tragi semnale de astea de alarmă, scuzați-mi termenul, căluresc, la un moment dat cineva va fi pus într-o funcție din asta, urmând să ia decizii, cum sunt astea cu curentul electric, care sunt foarte complicate și pe care puțini oameni într-o structură administrativă le înțeleg, că s-al naibii de complicate, îl pui pe unul așa care zice, bă, eu am doctorat în curent electric, știi? Și aia puneți-l pe șeful, că el știe. Și ți ia niște măsuri din astea absolut stupide, da? Aici nu cred că e cazul la Câmpeanu, care cred că știe el meseria, dar totuși e semnalul pe care îl dai mai jos în societate. Și acum toată lumea va zice pe liniară, dacă boss poate, șeful poate cu chestia asta, putem și noi să facem alte. Și până la urmă vorbim despre ministrul educației. Asta mi se pare și mai important. Mulțumesc foarte mult, Cătălin, pentru comentarii. Te așteptăm mâine în România în direct la aceeași oră, 13:15. Să rămâneți pe drumul prioritate. Oriunde mergi, orice faci, it keeps me motivated, puts me in a good mood. And when I hear a good song, I crank it up. I need variety at work. Europa FM este